cele mai mari dureri în viață, cele mai mari pasiuni, cel mai mare patos se pune nu pentru ce ați crede dumneavoastră, nu pentru dragoste, se pune pentru pământ. Și pământul înseamnă foarte mult pentru mulți. S-a scris mult, s-a vărsat multă cerneală, se va mai scrie mult. Acum suntem la Preotești, unde vrem să vă arătăm ce înseamnă pământul, ce înseamnă ilegalitățile în ce privește tranzacțiile cu pământ și mai mult decât atât, vrem să vă arătăm ce înseamnă o comunitate care poate fi împărțită în două sau mai multe, tocmai din acest motiv, pământul. Preotești, zi frumoasă, da. Zi lăsată de la Dumnezeu, zi de miercuri, suntem aici în comună, a venit de dimineață. Domnul consilier, sunteți supărat. Ce ați spus? Puțin trist, nu supărat. De ce? Preotești se mai zice zona plângerii, valea plângerii se mai spune. Aole. Da. Ce aveți? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu povestea asta? O zonă uitată, o zonă mai uitată din... De ce stai spate? Ce s-a întâmplat? Politicieni, ce s-a întâmplat? Sunt consilier în cadrul primării Preotești, sunt din anul 2014. Și urmăresc mai multe hotărâri în cadrul consiliului local, votat de consilierii PSD, știți? Și primarul scoate, domnul primar Vasile Ion, scoate mai multe loturi la licitații de teren. În favoarea lui, în favoarea angajaților, în favoarea acoliților, dintre care, în luna lui mai, da, anul acesta curent, 2019, au scos la vânzare mai multe loturi de teren. De unde știți? Fiind consilier local, am văzut caietul de sarcini, am văzut exact ce se întâmplă. Așa, deci era public tot. Era public, da, public. Poate, da. Până aici tot în regulă. Am votat. Ați votat? Am votat contra, nu... Da, împotrivă? Da, de ce? Am votat. Pentru că știam că o parte din ele sunt pentru consilier local la PSD, pentru angajații ai primăriei. Păi cum poate explicați-mi cum? Păi văzând caietul de sarcini, am văzut. Terenul ăsta se află la angajatul primăriei. Am văzut, grajde, în caietul de sarcini scrie, terenul nu are construcții. Aha, nu-i grevat de așa. Da, nu are construcții, că el l-a scos liber de sarcini, asta e altă problemă, dar l-a scos că nu are construcții. Am urmărit 3 luni de zile. Am luat caiet nou, nu în comuna Preotești, ca să nu întreb primar pe domnul Poștaș, că sunt mână-mână, toate se leagă între ele. Am luat în comuna Hârtop, caiet nou. Am 2-3 luni de zile, am urmărit zi de zi, luam caiet nou, nimica. M-am enervat și am luat la Preotești a patra lună, care nu. A doua zi mi-au dus ziarul domnul Poștaș, am găsit. Ce? Am găsit licitație, comuna Preotești, scoate la licitație 8.000 de metri pătrați. Păi așa se face, nu? Așa e legal, face. Așa e normal, aveți legal, ziarul, da, am ziarul, da. Dar normal aici la licitație, când l-am pus, trebuia, a scris, nu specificat număr cadastral, nimic, doar 8.000 de metri pătrați. Cât mai multi sub parcele, știți? Păi da, zice așa, uitați, hai că luăm așa, ca oamenii, nu? Da, da. Licitație publică în ziua, da, de 26.09, adică, da, luna trecută, luna trecută, da, cu ora 10, vederea vânzării unor terenuri, în suprafață total de 1.362 de metri pătrați. Aparținând domeniului privat al comun. Data limită de depunere a documente și ofertelor, în fine. Pentru documentații trebuia să te duci la primărie. Da. Ce nu e? Până aici tot ok? Până aici tot ok. Eu când am văzut această ofertă, am postat, am filmat cu telefonul, am făcut niște fotografii și am postat mai multe site-uri din comună, știți? Aveți site-uri în comun? Da, mai sunt site-uri, mai sunt. Da, pe Facebook, pe mai multe site-uri. Ca să știi lumea că, da, se scoate, ca să știi lumea care se scoate la licitație mai multe... Între timp, la licitație participă mai multe persoane. Așa.
Am mers la primărie, au plătit creditul de sarcini 100 de lei, așa spățește. Și la o parte din ei s-au convenit că, văzând un teren de 500 de metri pătrați scos pentru un domn consilier de la PSD, o doamnă consilier, Cerbu, cheamă, era în fază, zona zero, în comună, ce e mai scump teren. 1500-2000 de euro o prăjină, cum s-ar spune, știți, 1800 de metri. O mai licitat niște persoane. Și din Suceava și din comună m-a licitat pe aceste terenuri. Așa. Între care, cel mai important era 1600 de metri pătrați, una e angajată a primăriei, care este mâna dreaptă a primarului. Toate șmecherile care le face cu această persoană, de scălit, eu nu-l cheamă. Eu văzut la licitație. Acolo participa 4 ofertanți au fost. Văzând că sunt 4 ofertanți, a început un scandal între el și primarul. Că uite ce mi-ai scos la licitație. În 26 au avut loc licitație, pe 25 domnul primar, printr-o hotărâre, au anulat licitația. Licitația doar pe terenul respectiv a angajatului. Da, o suprafață de 1491 de metri pătrați. Despre asta e vorba, nu? Da. Ordinul primar, uitați. Prin dispoziția primarului 484 din 25-a 9, s-a suspendat licitația pentru suprafața de identificat prin CFE, carte funciară. Da. Da. Din partea participantă. Deci, solicită ortii acte oficiale liberare semnate în parte de suspendarea licitației. S-a suspendat licitația. Pe 25. Pe 25. Păi de-aia e pe 26 o aflat, pe 25 s-a suspendat, nu? Da, da. După ce au fost la licitație? Faza e că, după ce? Dar faza e că angajatul primăriei a făcut și el cerere să înscrie la licitația aceasta. Acum nu știu, este și funcționar public, are voie, nu are voie, s-a înscris și el. Dar dimineața la ora 10, da, o zi înainte, a făcut o cerere la domn primar să-i anuleze licitația. Angajatul a făcut. Angajatul a făcut, angajatul, sunteți sigur? Da, angajatul a făcut sigur, dar sunt foarte sigur, da. El a făcut... E înregistrat, aveți o idee sau nu? El a făcut acolo, are înregistrat. Cum poate să ceară să-l anuleze licitația? De ce să anuleze licitația? Cum poate ceară? El știa sigur că, nu știa sigur 100%, dar știa că cred că are nu știu, cât au... Sunt celelalte oferte, câți bani sunt puși, știți? Dar era, cum era licitația? Cu plic închis? Plic închis, da. Plic închis. Fiecare dădea cât dorea, da, să și poate. Eu am învățat pe o parte din ofertanță să fac mai multe semnături ca să nu poate deschide plic, știți? Că s-au mai făcut faze, să mai fac treburile astea. Da. Înțeles. Și așa. Ce s-a întâmplat? S-a anulat licitația. Fiecare a plătit sume, 600 de ron, depinde de cât, 10% să pune din valoarea licitației, știți? Cât din valoarea terenului. Altceva mai departe ce pot să vă spun. O anulat licitația, o parte din ofertanță au făcut plângeri penale la Suceava, la, nu știu cum se cheamă acolo, la IPJ, la poliție, antifraudă, la crimă organizată, au făcut și au plătit avocați. Am înțeles acum mai nou că angajatul primăriei de Scălise a dat primăria în judecată pentru că, de ce i-a scos terenul la vânzare? Terenul s-a scos la vânzare, l-a dat în judecată. Dar problema cea e mare, de ce a scos terenul la vânzare dacă domnul Stase Eugen, da, în caietul de sarcini, a scris clar acolo că pe teren nu se află construcții. Că nu se află. Că nu se află construcții. Și el se află construcții. A văzut și domnul de la... Așa. Da. Aici nu înțeleg care e treaba. Nu știu ce să mai crede. A cerut primarului explicații în Consiliul Local? Dacă a cerut, dar el cu opoziția nu stă de vorbă, niciodată nu stă. El are 11 din 15 consilieri, el nu se de vorbă. Este caietul de sarcini, da, cu suprafața de teren. A, pentru toată suprafața, de 1000 și ceva de metri, asta e doar suprafața care e 1400 scrite. 1490 de metri pătrați. Da, asta e suprafața care era destinată angajatul primăriei. Cartea asta, funciară 3326. Da, 3326, da. Cu ofertă în plic. Plic închis, prețul îi pune în citații 6000 de lei, exact. Deci era pentru... Cât era suprafața? 1400. Nu era un preț mare. Nu, prețul era de 6.000 de lei. Aici e suprafața de 1.400, dar prețul era 6.400. 64 de milioane bani vie, cum s-ar spune. Mult? Puțin? Mi se pare foarte puțin. Mi se pare foarte puțin. Bun, și dumneavoastră de ce este supărat, sincer? Păi, nu cât supărat. Uitați că au purtat niște oameni pe drumuri. Deci, uitați, aici sunt 4 persoane care au mers la licitații, i-au purtat pe drumuri. Vreau să spun, de ce cu o zi înainte, dacă e angajat primăriei, de ce cu o zi înainte o anulat licitația? Celelalte 7.000 de metri pătrați au decurs normal. Și s-au licitat sau au judecat? Au câștigat care oferta mai mult. Și asta exact, dacă fiind, de ce chiar angajat pe primărie? A descrițiu, el este angajat pe primărie, este mâna dreaptă a primarului. Dar ca ce e angajat acum? El este angajat la registru agricol, cum s-ar spune. Înțeles. E domnul pe terenul. Da, domnul, el se ocupă cu terenul din comunitate. Dacă vreți să luați un teren, mergeți la el, primatul la el și el vă dă unde vreți sau nu vreți, depinde cât e drăguț sunteți cu el. Ce aveți de gând să faceți mai departe? Da, mai departe ce vreau să merg cât mai departe, să ajut persoanele respective. Da.
domnii care au licitat să merg. Am mers mai departe, am mers până la tribunal, până să vedem ce o să facă și legea asta, dacă este dreaptă sau nu este dreaptă. Asta, altceva, ce pot să vă mai zic? Ce să... Poate schimbați primarul. Dar mai este aproape un an de zile. Deci vreau să vă zic că asta este un caz, dar sunt 100 de cazuri care au existat în comună de 7 ani de când e domnul primar în funcție. Are doilea mandat, știți? Da. De domnul primar Vasiliu, da. Și mai multe sunt o grămadă de nemulțumiri în comună. De exemplu, la o ședință, vicele primar nu a vrut să voteze un proiect de lege, vicele primar. Fratele vicele primar a concesionat pe o perioadă, nu știu exact, 10-20 de ani, un spațiu care se află în cinta căminului cultural. Văzând că nu sunt relații bune, au votat un proiect de lege făcut de domnul primar în Consiliul Local și au dat demolarea barului. Și acum ia băieții sunt la picioare lui, cum să vă zic altceva, s-au dus, s-au rugat ca să nu-i demoreze barul, că au făcut investiții acolo, sunt multe în comună. Am zis la domnul și cu pășunile comunale, se încasează câte 3 miliarde de bani vechi, anual. V-am arătat cum arată pășunile locale. Spini, măcieși, o grămadă, deci nu poate să, efectiv, vaca nu poate să bage, să poate să pască din cauza spinilor și banii se folosesc, banii dispar. 3 miliarde, 4, 2 jumate, banii dispar de pe an pe an și nimic nu se face în comun. Ca în alte comuni, ca la Mălin, de exemplu, s-au făcut, ca la Florești, s-au făcut grajduri pentru în caz că plouă sau vremea rea. Dar la noi nimica nu se face în comun, nimica. Banii dispar și nimeni nu a luat nicio măsură. Am făcut și la DNA, am făcut reclamații, am făcut și la o grămadă de sesizări, Și la curtea de conturi, niciun răspuns. Deocamdată, na. Deocamdată este mare de PSD, sperăm să cadă guvernul, să fie mai bine. Să se schimbe ceva. Să schimbe ceva, da. Bună ziua, domnul primar, Mihai Chira, sunt de la newsbucovina.ro. Domnul primar, am o rugăminte la dumneavoastră. M-ar interesa, am încercat să dau de dumneavoastră, dar se pare că nu reușesc. Aș încerca să aflu de la dumneavoastră de ce ați suspendat o licitație în data de 25 septembrie. Pe 26 septembrie 2019 trebuia să aibă loc o licitație pentru mai multe parcele de teren. Dumneavoastră, pe data de 25, ați suspendat licitația pentru parcela 33262 în suprafață de 1491 de metri pătrați. Aș vrea să știu care au fost motivele pentru care ați suspendat această licitație și dacă aveți de gând să reluați licitația pentru această suprafață de teren. Vă mulțumesc frumos! Domnule Vasiliu, noi am încercat să luăm legătura cu dumneavoastră. Se pare că nu se poate. Ori vreți, ori nu vreți, nu știm care este adevărul despre situația de la Preotești. Noi însă vă așteptăm în studioul News Bucovina, ușa vă este deschisă dacă vreți să dați explicații oamenilor din comună pentru ce ați făcut.